Te-am chemat să facem curat în România. În România, dacă ai da 2 lei de 50 pe o apă plată, mai greu îți vine să faci la și natură, că știi că ai dat de 2 și ceva prețul produsului. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu cei mai mari producători de băuturi răcoritoare, bere, alcoolice, care pun pe piață cam 70% din produsele de acest gen. Și ne apropiem de acel punct final unde putem să dăm hotărârea de guvern. Să refacem aerul de respirat împreună. Chiar am montat un senzor în fața unui liceu pentru a descuraja părinții să-și ducă copiii până în ușa școlii cu mașina, pentru că tot fumul acela generat noxele alea stăteau în proximitatea școlii și a elevilor încă câteva ore. Ți-am arătat că găsim și soluții pentru mari probleme. Substanțele toxice care rezultă din aceste sobe sunt fantastic de dăunătoare. Poate trebuie să găsim o soluție de gen rabla pentru sobe. Deci să venim cu un sprijin pentru a ajuta acești cetățeni să-și cumpere centrale mai eficiente, mai puțin poluante și să predea centralele vechi. Un fel de, da. Și te-am ascultat când ai vorbit despre cum ne apărăm pădurile. Nu mai putem să ne gândim la pădure ca lemn. Pădurea este un organism viu. Trebuie să avem maturitatea de a evalua cât de mulți bani pierdem în secunda în care vindem foarte ieftin pădurile noastre. Și da, de acum îi putem trage tot timpul de mânecă. Avem foarte multe mașini care efectiv scot un fum negru, alb, dar e o idee să înființăm un tel verde, să fie registrat într-un sistem, iar mașina respectivă când ajunge să facă ITP-ul, să nu mai poți să faci lucrul acesta cu mașina respectivă, să trimiți o vadă că mașina nu mai scoate fum. Este nevoie de un sistem integrat în care cetățenii pot sesiza problemele de poluare. Poluarea atmosferei, poluarea prin sobere în care se arde plastic, de exemplu, sau poluarea prin aruncarea deșeurilor în locuri nepermise. Cetățeni, experți și oficiali, stăm de vorbă despre cum să facem România mai curată și mai bună. Și reușim. Împreună facem Deșteptarea României.